Clar deosebit din crescătoria de matcă a domnului dr. Adrian Crăciunescu. Este și femela din partea noastră, o femelă deosebită. Despre cine e vorba, domnul doctor? Este vorba de femela 755-309. Din ce an? 2012, care este în linia Cuma. Deci, Branco, fiul lui Branco, care este importat de domnul dr. Stănescu, și nepoata direct al lui Kleinedier. Deci asta e combinația. Noi am pus-o în pereche în acest an cu porumbelul 1.135.268, care este de 2008, care este nepotul direct al lui Kleinedier. O origine cât se poate de nobilă, într-adevăr. Deci am încercat să respectăm ce a făcut și Cuman, dar important e că și noi am mai mișcat, prin Gabi, prin altceva, deci da. La porumbei totdeauna trebuie să încerci. Dacă nu încerci, rămâi acolo unde ești. Și nu e bine. Femeia, am înțeles de la noastră că se pregătește să o în după amiaza asta, peste două ore, da? Deci prima serie de ouă din ei au fost limpezi și acum chiar s-a nimerit. Astăzi, probabil că chiar astăzi va oua, astăzi mâine, probabil că și poziția o să fie altă. Exact, cu siguranță. Femeia tânără, frumoasă, deosebit de valoroasă. Am înțeles că anul trecut, în combinație cu mascul de... Anul trecut a fost în pereche cu o femelă de cu un mascul de Leo Heremans. Și v-au dat niște pui extraordinari. Un mascul deosebit, care o să-l prezentăm imediat. E vorba de porumbelul 424005. Ăla vine din porumbeii cei mai bune ai Leo Heremans, în combinație cu porumbeii Janssen Class din Germania, care sunt cei care sunt cu locul 12 și cu locul 7 în Africa de Sud. O să prezentăm pe digre. Perechea de anul trecut a fost una foarte reușită și femeia. Da, da, și anul ăsta trebuie să fie sigur. Deci masculul care a fost cu ea anul trecut, anul acesta este cu mama campionului, 380-035. Da. Da, și ea e în pereche acum cu tatăl unuia din campion. Super, deci e una dintre perechile cele mai tari, poate, pe care le-am. Eu zic că la porumbei trebuie tot timpul să lucrezi. Dacă nu lucrezi, vom deveni totdeauna cumpărător. Deci tot timpul trebuie să lucrezi, să nu ne, fie frică de consanguinitate. Pentru că această consanguinitate e foarte bună, da? Trebuie să făcută cu cap, da. Și să vezi ce ies. Dacă ies pui și nu seamănă cel puțin cu părinții, n-am putut nimic. Da. Deci totdeauna trebuie ceva mai mult. Super. Adică trebuie virgula care... Trebuie pusă la locuiești. Da, e greu. Da, încercăm.